terminarea facultății am lucrat de 5 ani de zile în țări și în mai multe companii ce activau în media și în mediul online. Iar în 2012 am ieșit din zona de angajat și am trecut în zona de antreprenor, deschizând una din agențiile, o firmă pe care încă o am și acum, o agenție de direct marketing, clienți foarte mari în domeniul bancar și pe partea de treabă. Dar ce te-a fost nemulțumit la locul de muncă și odată faptul că îmi doream mai mult. Doream, știam că pot mai mult, îmi doream mai mult și voiam o libertate mult mai mare în luarea deciziilor. Primele două afaceri au fost un eșec. Nu am fost descurajat, am mers mai departe, iar, să zicem, cel mai răsunător proiect este cel de care mă ocup acum. Proiect care a ajuns să aibă 1500 de clienți este un proiect destinat magazinelor online. Proiect ce a ajuns să aibă peste 1500 de clienți. Avem 3 birouri între Băbiște, București și în LA. Urmând să deschidem al patrulea pentru piața europeană în Bulgaria la începutul lunii septembrie. Dar spune-ne mai exact la ce se referă acest business. Este un produs destinat magazinelor online ce personalizează și automatizează comunicarea cu clienții. Monitorizăm activitatea utilizatorilor pe un magazin online și în funcție de acțiunile pe care aceștia le fac, declanșăm o serie de e-mail-uri sau de SMS-uri sau de pop-up-uri on-site menite să rezolve problema pentru care utilizatorii nu cumpără pe magazinul online, iar astfel crescând vânzările fiecărui client al nostru. Dar cum ți-a venit ideea asta? De ce tocmai genul ăsta de proiect? Ideea, de fapt, a fost o necesitate. Eu activam deja în e-commerce, aveam, cred, 4 sau 5 magazine online și simțeam nevoia să pot să comunic cu clienții mei. Însă, dacă ne raportăm la un shop online care are mii sau zeci de mii de vizitatori pe zi, să faci o muncă manuală, să încerci să iei legătura, să vezi de ce nu cumpără sau ce nemulțumiri au, este imposibil. Motiv pentru care tot efortul ăsta trebuie să fie automatizat. Și softul se pliază fix pe nevoia magazinelor online de a comunica cu utilizatorii fără să aibă zeci sau sute de operatori. Totul se întâmplă automat, iar rezultatele pentru ei sunt îmbucurătoare. Ce înseamnă asta? Hai să vedem așa o cifră. În medie, în medie pentru clienții noștri am avut cazuri de 100%, am avut cazuri de 0. În medie, în primele 3 luni de zile ajungem la 14%, iar în primele 6 luni de zile, după 6 luni de zile ne îndreptăm spre 30%. 30% pentru un shop online, având în vedere că costurile noastre nu sunt foarte mari. 30% pentru un shop online poate să facă diferența între pierdere și profit. De unde sunt clienții voștri? 50% la ora actuală sunt din România, 20% sunt din Canada și US, iar restul de 30% împărțiți pe Europa, marea lor majoritate, și câțiva în Middle East și în Asia. De câți ani practic există? Produsul a fost prima oară lansat acum 4 ani de zile, a suferit mai multe modificări de-a lungul timpului, modificări în care au fost implicați toți cei 30-35 de colegi pe care îi avem, iar acum ne pregătim de varianta a patra a produsului, pe care o vom lansa în februarie anul viitor. Varianta a patra, care va fi un cornerstone, va fi un produs cu totul inovator. Adică ce am făcut până acum a fost inovator. Ce vom face de acum înainte și ce vom lansa în februarie va fi game changing. Dar spune-mi, cum au fost acești 4 ani pentru tine? Cu multe provocări, foarte grei, dar totodată și cu multe satisfacții, pentru că fiecare problemă pe care o întâlneam și o rezolvam aducea o satisfacție suplimentară, și nu doar pentru mine, ci pentru întreaga echipă. Câți angajați ai?
ora actuală suntem 35 de persoane implicate în proiect, 15 sunt tehnici la situații în biroul din Târgoviște, 14 sunt oameni comerciali la București și 5 sunt în state și sperăm noi în Bulgaria, al șaselea să fie în Bulgaria. Cu câți oameni ai pornit? Singur. Proiectul a pornit cu mine pe canapea și cu un laptop în brațe. Acum 4 ani eram 3 persoane, acum 3 ani eram 8, acum 2 ani eram 25 și anul ăsta suntem 35. Sper să nu depășim 40-45, pentru că deja o companie cu mai mult de 50 de angajați din punctul meu de vedere deja se are foarte multe proceduri, se mută spre corporație. Ne dorim să rămânem o firmă mică, mijlocie. Vă spunem, ce cifre de afacere? Noi avem proiectul împărțit pe două. Produsul, softul, care este un SaaS, un self-service, și agenția care se ocupă de folosirea produsului pentru anumiți clienți. Anul trecut am avut pe ambele firme o cifră de afaceri de 2,7 milioane lei, în creștere cu 90% față de 2015, iar anul ăsta sperăm să ajungem la 9 milioane de lei. Și cum e cu biroul din state? Dificil, pentru că mentalitatea este diferită. Nu mă ocup personal, ci unul din asociații mei se ocupă de zona de piața din state, însă este dificil pentru că clienții sunt mult diferiți față de cum suntem noi obișnuiți. Comportamentul utilizatorilor este diferit, modul în care ei cumpără este diferit, totul este diferit și asta, în primă fază, e o barieră. Pentru că abordarea și mentalitatea noastră nu se potrivește cu a lor și suntem puțin priviți diferit. Însă, în timp, în momentul în care ei văd că ești pe piață deja de un an, de doi, că rămâi și că inovezi de fiecare dată, putem să trecem și peste aceste bariere. Din activitatea ta, mă rog, din tot parcursul ăsta ca antreprenor, ce ți se pare ție cel mai greu pentru un proaspăt antreprenor în România? Cel mai greu faptul că mulți renunță de la primul eșec. La un moment dat, muzicală de care sunt foarte atașat, Thomas Edison a fost întrebat dacă cum se simte că a încercat să inventeze becul de 1000 de ori și a eșuat de 1000 de ori. Iar răspunsul lui a fost: nu am eșuat, ci am găsit 1000 de modalități să nu inventez un bec. Am văzut foarte mulți tineri, mulți chiar vin să-mi ceară sfatul, care vor să se lanseze într-un proiect, vor să se lanseze într-un startup, iar în momentul în care întâmpină niște dificultăți sau văd că există bariere, renunță. Sfatul pe care l-am pentru ei este să nu renunțe, să încerce, să aibă încredere în ceea ce vinde, să aibă încredere în produsul lor și să încerce, să încerce, să încerce, să încerce, pentru că fiecare încercare e de fapt o variantă îmbunătățită a muncilor anterioare. Iar asta înseamnă că șansa de reușită e mult mai ridicată. De ce crezi că produsul nostru a ajuns la varianta 4? Pentru că a fost bine din prima? Nu! Pentru că am încercat, am încercat, am inovat, am încercat, am încercat și vom mai încerca în continuare. La fel și Facebook a funcționat de la varianta 6. De a fi antreprenor, făceai stand-up comedy, nu? Așa, la asta. Am făcut, da, la open mic lunea, vreo 6 luni de zile, un an, și așa mi-am dezvoltat și abilitatea de a vorbi în public fără niciun fel de emoții. Și mai faci stand-up așa, cu colegii măcar? Nu, foarte rar, foarte rar. Am predat ștafeta altor colegi mai tineri care au mai multă energie și mai multă creativitate decât mine pe partea asta. Și ce face Rareș dincolo de a fi antreprenor? Rareș se pregătește să devină tătic. Pentru prima dată. Rareș călătorește foarte mult și are printre pasiuni diving-ul și motociclismul. Și găsești timp și pentru ele? Având în vedere că modul meu, de fapt nu e doar al meu, am văzut că generația noastră, să zicem că sare etape, arde lucrurile foarte repede, după o lună sau o lună și jumătate de efort susținut, pentru că acum programul nostru nu e de la 9 la 6, programul nostru e de când ne trezim până când ne culcăm și muncim în continuu, chiar dacă nu suntem la birou efectiv, dar răspundem la mail, răspundem la telefon, suntem conectați în permanență, după o lună și jumătate intervine oboseala.
mai ales când de tine depind mai multe persoane. Și la fiecare lună, lună și jumătate încerc să fug câteva zile să mă detensionez, să mă relaxez, să mă detașez un pic de problemele zilnice, pe care revin cu bateriile încărcate. Care ți se pare că este viitorul celor care aleg să-și dezvolte o afacere în mediul online? Categoric, online nu se dezvoltă. Ca să-ți dau câteva cifre, la ora actuală puțin peste 50% din populație este conectată la internet sau 60% din populație este conectată la internet și 20% dintre ei fac cumpărături online o dată pe lună, 10% mai des. Gândește-te că într-o țară din vestul Europei, să nu ne ducem spre state, unde metricele astea sunt mult diferite, dar dacă ne raportăm la o țară din vestul Europei, cum ar fi Germania, cum ar fi UK, metricele astea sunt de Norvegia, spre exemplu, sau în Danemarca, 80% din populație cumpără online, față de 20% la noi. Deci metricele astea pot să crească considerabil. De asta și mediul online este destul de atractiv pentru mulți antreprenori și odată cu creșterea comenzilor sau odată cu creșterea cererii, automat apar și alte servicii adiacente, cum suntem noi. De aici și lipsa de programatori, deci lipsa de oameni tehnici și cererea foarte mare de oameni tehnici. Deci din punctul meu de vedere, orice persoană care activează în domeniul e-commerce, online, nu neapărat e-commerce, cam tot ce ține de online, sau orice antreprenor, are șanse foarte mari de reușită pentru că piața crește alarmant de repede uneori.